Ouă de găină. Beneficii și riscuri, calorii, compoziția nutritivă. În această pagină facem o scurtă prezentare privind ouăle de găină, care sunt superalimente, ce conțin și așa mai departe. În această pagină veți vedea găinile la curte, cele care sunt hrănite cu hrană bio. În prezentarea de față se pot vedea valorile nutritive ale albușului și galbenușului de ou de găină. Puișorii de găină ieșiți din nou. În continuare prezentăm vitaminele și mineralele pe care le conține gălbenușul, respectiv albușul din oul de găină. Ouăle ambalate. Despre ouă și infecția cu salmonela. La fel prezentăm măsurile care trebuie luate atunci când cineva se infectează cu salmonela. De asemenea, măsuri ce trebuie respectate atunci când lucrăm cu ouă sau când le preparăm. Infecția cu salmonela la copii și adulți. Măsuri ce trebuie luate atunci când se constată că această boală a survenit la copii și adulți. Prezentăm și preparatele care conțin ouă crude și grija pe care trebuie să o avem atunci când le consumăm pe acestea. În ce privește ouăle consumate de copii, și aici se prezintă principalele măsuri care trebuie luate. Igiena pe care trebuie respectată, precum și principalele minerale și vitamine care au un rol esențial în creșterea și dezvoltarea copiilor. Persoanele alergice la ou. Prezentăm în continuare măsuri ce trebuie luate atunci când cineva este alergic, dintre copii, adulți sau femei, și modul de tratare a acestor alergii. În ce privește colesterolul din ouă, se prezintă în continuare în această pagină influența pe care o are consumul de ou asupra colesterolului bun sau HDL-ul și asupra colesterolului rău, LDL. Referitor la ouăle și femeile însărcinate sau care alăptează,
La fel se prezintă influența pe care o are consumul de ouă, precum și principalele vitamine și minerale care au un rol esențial în dezvoltarea fetului. Câteva avantaje ale consumului de ouă. Se vede că sunt foarte multe și dacă se consumă în mod riguros, fără a se face abuz, acestea au o contribuție extraordinară asupra metabolismului și asupra sănătății oamenilor. Câteva dezavantaje. Le prezentăm în pagina pe care o vedeți și cu aceasta încheiem problemele legate de oul de găină.